Sunt mămica unui bebeluș care nu a fost vaccinat împotriva tuberculozei și am aflat de la televizor despre isteria vaccinurilor. Care este situația? A scris o femeie la 1284. 10 bebeluși se află în acest moment internați la Institutul de Pneumologie Marius Nasta din București după ce au făcut reacții adverse la vaccinul importat din Danemarca. Decât să punem părinții în situația de a se gândi dacă acceptă sau nu imunizarea, mai bine sistăm pentru toți până la lămurirea situației. Au fost folosite două loturi de vaccinuri, doar la unul dintre ele au apărut aceste reacții adverse, a declarat ministrul sănătății Raed Arafat. Imunizarea va fi sistată pentru un interval de două săptămâni. După ce au fost imunizați împotriva TBC-ului bebelușilor care au vârstă între 2 și 4 luni, li s-au inflamat ganglionii axilari și au nevoie de intervenție chirurgicală. În acest moment se află sub tratament pentru TBC, adică exact boala împotriva cărei a fuseseră vaccinați. Micuții au TBC ganglionar, au ganglionii de la subbraț și din zona claviculară umflați cu abces. Au fost operați, la a fost cos puroiul, iar acum iau tratament cu antitubercolitice, a declarat medicul pneumolog Gheorghe Murgoci. Ministerul Sănătății a solicitat astăzi expertiză și din partea Centrului European de Prevenire și Control a Bolilor Transmisibile și Organizației Mondiale a Sănătății pentru evaluarea situației create în urma vaccinării nou-născuților împotriva tuberculozei.